Începând din seara aceasta, subiectul nostru este cele 10 porunci pe care încercăm să le înțelegem prin ochelarii familiei, prin nevoile familiei de astăzi. Titlul pe care l-am ales este tocmai acesta, cele 10 porunci pentru familia de astăzi. Familia de astăzi. În seara aceasta vom discuta prima dintre aceste porunci și titlul predicii mele este O familie sănătoasă are prioritățile în ordine. Știe să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc în viața ei. Cu mii de ani în urmă Dumnezeu a dat omenirii cele 10 porunci. Toate marele civilizații ale lumii au la temelia lor, aceste cuvinte care au venit din partea lui Dumnezeu, Tot, toate sistemele juridice se bazează pe aceste zece porunci date de Dumnezeu. Toate sistemele de gândire ale umanității consideră aceste zece porunci bune pentru rasa umană, bune pentru a trăi în această lume, potrivite pentru a avea o lume decentă în care se poate trăi. O lume care ar respecta poruncile acestea lui Dumnezeu ar fi o lume ideală. O lume în care n-am avea crimă, n-am avea furt, n-am avea război. Oamenii se, se vor teme de Dumnezeu și va înceta răul. O lume care nu mai are nevoie de armată, care nu are nevoie de poliție, care nu are nevoie de judecători. O lume în care se poate trăi. De ce oare omenirea care are așa mare considerație pentru cele 10 porunci nu le aplică? De ce noi creștinii nu le aplicăm? Se pare că majoritatea creștinilor știu că există 10 porunci, dar foarte rar dintre ei sunt capabili să numească cel puțin patru din ele. Cam 4-5 cunosc, restul nu le cunoaștem absolut deloc. Nici măcar nu facem efortul să le cunoaștem. Tragedia este că Evanghelia pe care noi o predicăm vorbește despre har, nu-i așa? Poruncile vorbesc despre lege. Noi nu suntem sub lege și odată cu conceptul acesta am aruncat în uitare și în nepăsare poruncile acestea date de Dumnezeu. Vreau să vă spun că Domnul Isus n-a venit să strice legea. A venit să o împlinească. N-a venit să abolească cele 10 porunci ci a venit să ne dea un ajutor să le împlinim. Duhul Sfânt n-a venit să înlocuiască cele 10 porunci. A venit să ne dea putere să trăim conform celor 10 porunci. Toate marele religii monoteiste ale lumii, iudaism, creștinism și islam, consideră literar cuvântul acesta ca venit de la Dumnezeu. În evrește, cele 10 porunci se numesc cele 10 cuvinte aseret de vrot, cele zece cuvinte pe care le-a rostit Dumnezeu. Prima poruncă pe care o găsim în Exodul, capitolul 20, versetul 2 și 3, spune foarte clar. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să știți că ordinea în care Dumnezeu a pus aceste porunci, cele 10 porunci, nu este arbitrar. Le-a pus Dumnezeu așa în ordine alfabetică, nu. A pus-o pe prima pentru că este cea mai importantă dintre toate aceste porunci, pentru că ea vizează relația noastră cu Dumnezeu, cu Creatorul nostru. E bine, principiul luat din această primă poruncă aplicat familiei de astăzi este că o familie sănătoasă. Îl are pe Dumnezeu pe primul loc în viața ei. Ar trebui în această seară, în virtutea poruncii care am auzit-o de la Dumnezeu, să ne verificăm prioritățile, să vedem este Dumnezeu pe primul loc sau nu este în viața noastră. Dacă avem dificultăți în viață, să știți că ele se nasc din faptul că Dumnezeu nu e pe primul loc în viața noastră. Sunt alte lucruri prioritare în viața noastră. Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei. De ce? Pentru că dacă ai un Dumnezeu, vei asculta de Dumnezeul acela. Dumnezeul acela te va conduce. În viața de familie este extrem de simplu. S-a constatat și Harvard University a făcut această statistică, acest sondaj de opinie, a descoperit că în America cam una din trei familii se distrug în timp, în divorț, pentru că nu l-au avut pe Dumnezeu implicat în viața lor de familie, nici măcar nu l-au invitat la nuntă. Au făcut-o fără el. E bine, dacă măcar nunta s-a făcut la biserică, familia a început la biserică și a făcut nunta la biserică, una din 50 de familii se destramă în divorț. Una din 50. E bine, dacă cei doi iau credința în serios, citesc scriptura, merg la biserică, se roagă, doar una din 1105 căsătorii se destramă prin divorț. Se pare că. Matematica, statistica ne spune foarte clar că timp Dumnezeu, când Dumnezeu este implicat în viața de familie, familia aceea supraviețuiește, familia aceea reușește în viață. Când Dumnezeu nu mai este pe primul loc în familie, atunci familia aceea se distruge. Știți că același lucru se întâmplă și cu națiunile lumii? Popoarele care l -au pe Dumnezeu în, pe primul loc, în centrul atenției lor, supraviețuiesc în istorie, biruiesc. Israel este un, un, exemplu ilustru. Iată, după mii de ani, a revenit pe scena istoriei un popor care a dispăruse până atunci, pentru că Dumnezeu a fost alături de ei. În seara aceasta scopul meu este să-L punem pe Dumnezeu din nou pe primul loc în familia noastră. Dumnezeu să stea pe primul loc în familia noastră. Și voi discuta în această seară despre cinci domenii în viața noastră unde să simte nevoia de a-L pune înapoi pe Dumnezeu pe primul loc. Primul lucru pe care vreau să-L menționez este Dumnezeu și finanțele noastre. Dumnezeu și finanțele. Să vedem unde este Dumnezeu în față cu finanțele noastre, cu banii noștri. În Proverbe 3, versetul 9 și 10, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Cinstește-L pe Domnul cu averele tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele tale îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Practic Dumnezeu spune, dă mie prima parte din venitul tău și încrede-te în mine că o să te descurci cu cealaltă parte. Eu te voi binecuvânta, voi binecuvânta ceea ce îți rămâne ție. încrede în mine, dă mie primul, pune-mă primul pe lista priorităților tale și eu voi avea grijă de cealaltă parte care îți rămâne ție. Știți că banul este și folosirea banilor este primul test al priorităților noastre Primul test al priorităților noastre. Modul în care noi ne folosim banii vorbește despre prioritatea prioritățile vieții noastre. În educarea copiilor în familie, cineva spunea că sunt doi factori și despre amândoi vom discuta în această seară, timpul și banii. Unde își petrece tata timpul este extrem de important pentru copii și pentru ce cheltuiește tata banii este extrem de important pentru copil. Foarte des copiii trag concluzia că biserica nu este importantă pentru că tata cheltuiește un dolar pentru biserică. Nu, nu este important. Dumnezeu nu este important pentru că uh, tata nu-i dă uh, prima parte uh, ce -i se cuvine lui Dumnezeu. Biserica nu este importantă, Dumnezeu nu este important pentru că nu ne ducem la ea, ne ducem așa când avem chef. E bine, iată să vedem ce spune Biblia despre bani. Și nu vreau să vă umplu de citate în seara asta, vreau să vă spun numai câteva lucruri foarte interesante. Știți că Biblia vorbește mai mult despre bani decât despre Iad și Rai? Biblia vorbește mai mult despre bani decât despre Iad și Rai. Mai mult de jumătate din pildele Mântuitorului vorbesc despre bani și despre avere. Iată o statistică care o să vă impresioneze. Știți că cele mai multe promisiuni din Biblie sunt făcute omului care dăruiește? Omul care dăruiește, care este darnic, care este generos, are cele mai multe promisiuni făcute în Sfânta Scriptură. Iată statistica. Cuvântul credință este găsit în Biblie de 272 de ori. 272 de ori. Rugăciune, 371 de ori. Dragoste, 714. Dărnicie, dăruire, 2162. Wow! Haideți să vedem puțin, să vorbim despre scopul zeciuielii. Ce este la Domnule? În primul rând, zecioala este modul în care Dumnezeu vrea să ne învețe, să-l punem pe El pe primul loc în viața noastră. Vrea să ne învețe Dumnezeu să-l punem pe primul loc și să depindem de El în toată viața noastră. Ce este zeceuala, nu? Simplu 10% din tot ceea ce câștigăm este a lui Dumnezeu. De ce este importantă? Când dăm zeciuiala, spunem că Dumnezeu este pe primul loc în viața noastră. Apropo, dacă sunteți într-o situație financiară dezastroasă, și mulți suntem, okay? trăim dincolo de ce câștigăm, au flexible friend, credit card-ul ne-a băgat în datorii până în gât, e bine, dacă vreți să scăpați de povara aceasta financiară, este o soluție foarte, foarte simplă. Puneți-l pe Dumnezeu înapoi, pe primul loc, și veți vedea cum el poartă de grijă de celelalte. Când nu dai lui Dumnezeu prima parte a venitului tău, spui așa, Doamne, îmi pare foarte rău, o să ți banii mei, eu mă descurc singur, n-am nevoie de ajutorul tău. Asta spunem. Și atunci Dumnezeu ne lasă la cheremul capului nostru, a deciziilor noastre și iese rău. Știți bine că a ieșit rău? Oare nu ne-am convins până la vârsta asta că eșe rău de fiecare dată când ne-am bizuit pe mintea noastră și pe înțelepciunea noastră? Nu avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu? Dacă aveți nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, începeți cu el. Puneți-l pe prima poziție din viața ta. Începe cu când va la. Când vrei să fii binecuvântat de Domnul? Când vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, pune-l pe el pe primul loc. În orice domeniu, asta e o regulă foarte simplă. Când va trebui să dăm zecioiala? Iată un uh, răspuns foarte fain pe care îl găsim în 1 Corinteni 16 cu 2. În ziua din tăia săptămânii, fiecare din voi se pune deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, observați, ce va putea după câștigul lui, ca să se strângă ajutoarele când voi veni, eu spune Apostolul Pavel. Unde trebuie să dăm zecioiala? Acolo unde ești hrănit spiritual, în visteria casei lui Dumnezeu. Aduceți însă la casa visteriei toate zecioelele ca să fie hrană în casa mea, spune Domnul. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul Oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide gazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Belșug de binecuvântare. Am mai mărturisit asta. Eu m-am născut într-o familie de frați baptiști. Tata a devenit pentecostal aproape odată cu mine, probabil un an, doi înainte de mine în biserica de la țară unde noi mergeam, se făcea colectă, e adevărat, se puneau câte 10-25 de bani, eu știu, rar câte un leu, pentru că nici nu aveau nevoie de, de bani, nu? Cumpărau petrol la lampă, feștilă, câte o mătură câteodată, bețeat. Frații făceau curățenie pe rând în biserică, nu se plătea genitor, nu? Uh, și eu am crescut în mentalitatea asta că asta e o religie care merită un leu. O religie de un leu. Ei, după ce m-am întors la Domnul și m-am căsătorit, m-am căsătorit cu fata unui pastor pe care m-a învățat că primul salariu a Domnului, primele roade erau ale Domnului, primul salariu a fost al Domnului. Wow! N-am vrut să mă pun rău cu socri, nu? Chiar de la început, nu stă bine, nu-i corect. Am ascultat de ei. Pe urmă, domnul avea la noi o baxă, o cutie, cutie de lemn, și acum o recunosc și o știu cum arată, stătea într-un dulap și cum venea salarul, primul lucru care făcea socrul meu, scotea plicul, că pe vremea aceea nu erau cecuri, nu erau... Transferul de bani, nu era nimic, erau bani cash, număra banii și spunea 10% la domnului. Unde e cutia domnului? Mergea și punea în cutia domnului. Și așa am învățat și eu să pun 10% în cutia domnului. Mi-a intrat în sânge, nu mai am probleme cu 10% absolut deloc. Uitându-mă în urmă, n-am fost oameni bogați niciodată. Dar n-am dus nici rău, n-am dus rău, pentru că Domnul ne-a purtat de grijă într-un mod extraordinar. Extraordinar. Învățați principiul acesta. Puneți-l pe Dumnezeu în familia voastră pe locul întâi. Și familia voastră nu o să sufere. Nu o să sufere. Foarte multe familii, și mai ales tinere, încalcă principiul acesta. Nu-l pun pe Dumnezeu pe primul loc în finanțele lor și intră în datorii până îngăt. în datorii până în gât. Își cumpără case mai scumpe decât pot să plătească, își cumpără mașini scumpe și apoi nu mai pot, nu mai pot da zecioală. Sigur că nu mai poți, pentru că ai dat altor Dumnezei pe care i-ai pus pe primul loc înainte de Dumnezeu în problemele tale financiare. Un alt domeniul în care Dumnezeu vrea să fie pe primul loc, sunt interesele noastre. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10, 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Are loc Dumnezeu în sfera intereselor noastre, Dumnezeu ar trebui să devină persoană numărul unu în toate interesele noastre și să ne purtăm în așa fel încât El să primească slava și gloria din tot ceea ce facem noi. Am câteva întrebări în această seară. De ce vă amuzați? De ce râdeți? Hai să ne gândim puțin la Dumnezeu și distracțiile noastre. Nu? Este onorat Dumnezeu în modul în care noi ne distrăm? Sau cred că a roșie și un marinar să audă ce bancuri spunem. nu așa? De ce ne amuzăm? Care sunt distracțiile noastre? Eu cred că noi trebuie să ne recreăm, cred în recreație, trebuie, trebuie să o facem, trebuie să mergem în concediu, trebuie să ieșim în natură, trebuie să mergem la pescuit. Dar scuzați-mă, Dincolo de necesitate, recreația a devenit Dumnezeul multora. De ce n-ai fost la biserică duminica? Ah, nu, ne-am dus cu barca pe lacul... Și Arizona are 50 de lacuri. Dacă în fiecare duminică te duci pe un lac, un an nu mai vii la biserică. Ok? Poate, păi, frate, mi-am cumpărat barcă. Sigur că da. Știi ce? Hai să-ți dau definiția bărci. Barca este o gaură în apă înconjurate de scânduri în care ai pus banii familiei. Okay? Asta este definiția bărcii. Culmea, cu domnule, în Arizona sunt cele mai multe bărci pe cap de locuitor. O? Aici, în deșertul ăsta. Sunt de acord cu recreație. Este normal să ne ducem. Dar duminica asta te duci la pescuit, duminica viitoare te duci cu four-wheelers, duminica alaltă te duci cu two-wheelers... <laughs> vor mai la alte cu 18 wheelers, tot timpul ești undeva pe coclauri. Iubești natura. A, ah, sigur, te închini, Domnul natura. Normal. Dar m-aș mira să iei Biblia cu tine. M-aș mira să o deschizi, să citești un psalm acolo în cu cântecului păsărilor în pădurile de braz, de panderoza tris, în Arizona. Nu? Eu mă îndoiesc că pe malul acelui lac unde se reflectă cerul, te gândești la Dumnezeu, te gândești mai mult la trauț și crape buni. <laughs> no, te gândești la pește mai mult. Eventual dacă te rogi, te rogi să vină ceva pește, să-ți dea Domnul o pescuire minunată. Nu? fost cu cineva la pescuit și a zis, slavă Domnule, astăzi să prindem pește mult. De unde știi? Păi avem pastorul cu noi care să se roze. <laughs> Dacă nici la asta nu vin pești, <laughs> salut, s-a terminat cu pescuirea. <laughs> N-am nimic împotriva recreației. Avem nevoie de ea. Dar recreația devine Dumnezeul multora. L-am pus pe Dumnezeu în locul și nu-l mai vezi pe fratele cu lunile, nici la biserică nicăieri, pentru că el are un alt Dumnezeu decât noi, căruia îi se închină. Ce hobby ai? Ok? Ce hobby ai? Nu lăsa ca hobby-ul ăsta al tău să ia locul lui Dumnezeu, ok? Nu lăsa să-L locuiască, să locuiască pe Dumnezeu. Astăzi oamenii au tot felul de hobby nu? Fac colecții de temirce, nu? Și uh, Acolo își pun energiile, banii și preocupările și stau cu capul în, în, în pasiunea aceasta care, care le-a venit. De ce suntem încântați în viața asta? Ce ne încântă pe noi? Lucrul ăsta aduce slavă lui Dumnezeu sau nu aduce slavă lui Dumnezeu? Trăim într-o generație care vrea să fie distract, distrată, nu? Până și la biserică. You know why they are saying it's boring in the church? Because they want to be entertained. Ei vin și la biserică să fie distrați, de aceea să plictisesc la biserică dacă nu îi distrează cineva. Scopul vieții nu este distracția. Scopul vieții nu este joaca. Scopul vieții nu este concediu, recreație, hobby sau amuzamentul. Nu acesta este scopul vieții. Trebuie să le avem și asta ca să ne rămâne cu mintea întreagă, să ne refacem din, din câmpul muncii în care muncim. Interesele noastre. La unii a ajuns munca mai presus de Dumnezeu, nu? Interesul ăsta de a câștiga bani, interesul de a ajunge faimos, interesul de a, ce știu atinge anumite performanțe. Interesele țin locul lui Dumnezeu în multe familii. Apostolul zice să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu poate primi slavă din ceea ce faci tu, ai un hobby bun și știi să-l pui la locul lui. Deși vorbi ceva despre asta, vreau să punctez și eu câteva lucruri despre relațiile noastre. Am găsit un uh, citat extraordinar de, de fain, pe care, uh, cercetând puțin mai multe traduceri ale Bibliei în limba română, am găsit o traducere șocantă. Iată ce spune. Cum răspunde în, fa în apă față la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Practic, versetul acesta spune așa. Oglinda reflectă fața omului, dar cum este el, în realitate, se vede prin prietenii, pe care și alege. Wow! Cum este el în realitate? Îl vei cunoaște după prietenii cu care se întâlnește. Prietenii lui spun cine este el. Alegeți bine relațiile, pentru că o să ajungi ca și prietenii tăi. Okay? Un sfat bun pentru părinți: aveți grijă la copiii dumneavoastră ce prieteni își fac. Dacă vin acasă cu unul cu șuruburi în urechi, în nas, vopsit peste tot unde nu trebuie, plin de tatuaje, care vorbește buruienos, este numai o chestiune de timp până juniorul tău să se poarte tot la fel. O să se poarte exact tot la fel. O să ajungă ca și prietenul lui. Ca și prietenul lui. Ce fel de prieteni ai? Ai grijă pentru că o să devii ca și ei. O să devii ca și prietenii pe care ai. O să fii ca ei. Dacă petreci timp cu oamenii care leau pe Dumnezeu ușor, vei deveni un creștin formal. Okay? Dacă petreci timp cu oameni care, cu creștini care bărfesc toată ziua de la lucru, băi, biserica aia, acolo mergi, bă, la ortodox și el, la ortodox, ăla de la scău. <laughs> Amen. Eu am întrebări despre spiritualitatea asemenea oameni, întrebări majore, fundamentale. Eu sunt fratele lui Hristos, dar zi, dacă nu mă iubește, treaba lui, asta e păcatul lui, nu am meu, nu? Dar dacă îți petreci vremea cu oameni din ăștia care vorbesc așa, vei ajunge și tu la fel ca ei, vei, vei gândi ca ei, vor, vei vorbi la fel ca ei, vei face păcatele pe care ei le fac. Um. Oamenii spirituali însă te vor ajuta să te apropii de Dumnezeu. Caută oameni ăștia spirituali. Caută oameni care iubesc rugăciunea. Caută oameni care știu să te învețe ceva. Știți că noi ne facem prieteni și virtuale astăzi. Avem foarte mulți prieteni virtuali. Habar nu avem cine sunt. Eu cam zilnic tai de pe listă unul sau doi când văd că postează pe Facebook câte o prostie, câte o Poză cum nu trebuie sau vreo un video mizerabil. Îl blochez că nu mai are voie să se apropie de Facebook-ul meu niciodată. Ok? Fă selecție, curățeți prietenii care ai. Ai grijă și de prietenii ăștia virtuali. Ai grijă ce citești, pentru că autorii ăia devin prietenii tăi de la care o să o să înveți. Ne puneți bine pe câte o carte și citiți, este foarte important. Vrei? Este foarte important. Unul, nici carte de telefon nu mai citiți, că acum aveți în telefon toate, toate lucrurile. Nu. Acum asta e necazul meu de autor de cărți, că nu mai citește nimeni. Scrii, domnule, și nu mai citește nimeni. Cum îmbătrâneți și încep să știi toate și nu te mai întreabă nimeni nimic, domnule. Teribil. În Proverbe 13, cu versetul 20, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Cine umble cu înțelepții se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii? E drăguț, nu zice că ajunge nebun, dar zice o duce rău. O să, o să ducă rău asta care se însoțește cu nebunii. Întrebați tinerii care au luat-o pe calea drogurilor. De unde a început, domnule, chestia asta? S-a trezit el așa într-o dimineață și zice, de azi înainte vreau să văd cum, uh, ce se întâmplă dacă fumez marioana. De, de, de ce? Nici vorbă. Toți spun, am avut un prieten. Toți încep cu asta. Am avut un prieten care... Am dreptate sau nu? Mergeți la pușcărie și întrebați-vă, tu cum ne ai ajuns aici? Frază tipică. Am avut un prieten care... M-a invitat, m-a dus, m-a corupt, mi-a zis, am făcut ca el și uite unde am ajuns. Tot au început de aici. Am, am avut un prieten. Okay? Nu lăsa ca nicio relație să o eclipseze pe cea pe care o ai cu Dumnezeu. Nu lăsa nicio relație să treacă înaintea lui Dumnezeu. Eu am cunoscut băieți când eram tânăr care l-au părăsit pe Dumnezeu pentru o fată. Și care, Colmea, nici asta nu l-a vrut. Mai târziu, l-a părăsit ea. Nu? Am cunoscut fete care l-au părăsit pe Dumnezeu pentru un băiat. Nici o relație nu are voie să eclipseze pe cea pe care o ai cu Dumnezeu. În momentul în care o relație este mai importantă decât Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu, persoana aceea este idolul tău. Ai luat deja locul lui Dumnezeu, idolul a luat deja locul lui Dumnezeu în viața ta. Pe cine iubești mai tare ca pe Dumnezeu, va deveni idolul tău care te va distruge. În al patrulea rând, haideți să discutăm puțin despre Dumnezeu și timpul modul în care ne folosim timpul. Efesen 5, 16 și 17 spun așa, răscumpărați vremea că zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Cum să-L pui pe Dumnezeu în programul tău zilnic, nu? În agenda ta. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți program zilnic, agenda zilnică nu vă rog să ridicați mâna să nu păcătuiți, că nu măcar la biserică să nu păcătuiți, nu? Dar sunt unii oameni care au obicei. Eu când se trezesc dimineața, nu? Stau la birou sau eu știu, iau agenda și își fac programul ce au de făcut astăzi, așa pe ore. Și te ajută băieții, telefonul are, iPad-ul, iPod-ul, toate au schedule, toate au calendare, pe ore, pe toți, pe minute. Okay? Și unii sunt scrupuloși, au agendă și scriu ce au de făcut astăzi. Dacă am analizat în timp agenda asta, dacă te uita la ea și îi pune întrebarea unde e Dumnezeu în programul ăsta meu zilnic? Vei descoperi că nu are niciun timp alocat pentru el. O avem al timp alocat pentru job, nu? Nu avem treabă cu asta, ne ducem la timp, totul. Pentru familie, pentru distracție, pentru cumpărături, pentru, pentru toate. Avem programat tot și somnul avem programat. Nu? Dar unde-i domnul în program, mulți dintre oameni n-au nimic pus în program. Ce ar fi să înceapă agenda asta zilnic de la șase la șase și un sfert, să fim modești? O să citesc două versete din Biblie și o să mă rog Domnului. 15 minute. Eu cred că viața ta și ziua ar fi complet alta dacă începe cu Dumnezeu. Dacă începe cu Dumnezeu. Domnul are un plan pentru viața ta. Dacă nu faci planul ăsta, îți irosești viața degeaba. Îți irosești, irosești timpul degeaba. Știți că putem face lucruri bune care nu sunt în planul lui Dumnezeu pentru noi? Ia. În seara asta am să discut cu dumneavoastră un lucru foarte interesant care sunt convins că o să vă prindă bine. Întrebarea este, ai un timp de devoțiune zilnică? Ai o întâlnire cu Dumnezeu și cu cartea lui în fiecare zi? Dacă nu ai, fă ceva și stabilește un timp. Vei vedea că timpul acela devine cel mai prețios pentru familia ta. Când erau copii mici, în fiecare seară spuneam că avem ora noastră, dar erau, de fapt, câteodată erau și două, și trei ceasuri, că ne, ne apucam și era una dintre cele mai frumoase perioade din, din viața noastră. Nu aveam televizor. Adică aveam, dar nu mergea numai jumătate de oră pe zi sau o oră pe zi. Slavă Domnului! Era stricat sonorul la el. Și lumea m-a întrebat, de ce nu îl reparați? Eu am zis, știm ce spune, nu are rost să-l <laughs> să, să mai punem, că știam deja ce spune, nu? Uh, era un uh, crainic de televiziune uh, foarte faimos, Vornicu, și ăsta avea sâmbătă, da? teleenciclopedia, ne dădea cu un film, domnule, a, ah, sâmbătă, era fantastic. Era Vornicu. Restul săptămânii ori or vor, ori nu vor, tot Nicu era. Nu era Vornicu, era Vor, vor sau nu vor tot, vor, tot Nicu era. Tot Nicu Ceaușescu era. Era un banc pe vremea aceea cu Vornicu. Nu-l voiau, dar tot Nicu era. De aceea nu-l mai auzeam. Și atunci, seara, copiii recitau câte o poezie, câte unul predica, cel mai mare necaz îl aveam cu Babi, că el credea că ăsta noi Noe și în Iona sunt femei. Pentru că era cu A, la tânul, nu femeie. Iona era femeie. Degeaba explicam că a fost bărbat noi Noe, era femeie. Femeia a rămas. Le ascultam prim, primele predici. Era o distracție nemaipomenită. Una dintre casetele care au supraviețuit de atunci. Este o sursă de zâmbete și astăzi de, de nu mai putem când o auzim. Apoi ne rugam împreună, se rugau fiecare copil pe rând. Rugăciunile acelea năstrușnicele copiilor mici. Unul avea întotdeauna milă de surorile bătrâne de la biserică. Se rugau că le dor picioarele. <laughs> se rugau pentru surorile bătrâne de la biserică. Și este nemaipomenit un copil la șase ani, să-l auzi cum se roagă pentru surorile bătrâne care le dor picioarele să vină la biserică. Nu? Dar timpul acela era extraordinar de prețios. Poate copiii mari au plecat, sau au căsătorit, sunteți singuri. Faceți din cafeaua aia care beți dimineața un timp de devoțiune, de citit în Biblie, de rugat împreună. Veți vedea că devine cel mai frumos timp a zilei. De-abia așteptați timpul acela. Uh, vreau să menționez și eu că Domnul s-a dus parte să se roage singur, când era în anii popularității sale. Pentru că știa că relația lui cu Dumnezeu, timpul pe care și îl petrece în prezența lui Dumnezeu, este cel mai important lucru. Uh, vreau să discutăm acum cadranul timpului, Există un autor, Steve Covey, și dacă n-ați citit cartea asta, puneți mâna pe ea și citiți-o, se cheamă The Seven Habits of Highly Effective People. Omul ăsta a sondat foarte mulți oameni care au mare succes în viață și a găsit șapte obiceiuri la ei care îi definesc. Aceste obiceiuri i-au făcut să fie oamenii de succes veți vedea că primul obicei este first things first. Primul lucru pe primul loc. Și primul lucru pe primul loc este Dumnezeu. Stephen Covey spunea că este foarte greu să menții primul lucru pe primul loc. Pentru că tot timpul cineva atentează la locul acesta din tăi în viața ta. El folosește un cadran al timpului de genul ăsta. El spune așa că viața noastră, timpul nostru, se uh, împarte în patru cadrane foarte mari. Sus, coloana de sus este formată din lucrurile importante și cea din dreapta sunt lucrurile neimportante din viața noastră. Apoi, pe verticală, sunt lucrurile urgente și neurgente, care nu sunt urgente. E bine, în primul cadran din, din, din viața noastră, cadranul 1, sunt lucruri importante și urgente. Astea, de obicei, sunt problemele vieții noastre. Importante și urgente. Right now. Acum trebuie făcut, dacă nu, e dezastru. O pană de cauciuc, de exemplu, e o, o chestiune importantă și urgentă. Acolo rămâi dacă, dacă nu o repare, nu? Uh, o, o boală. Trebuie neapărat să te duci la urgență. Acum. Right now. Sunt lucruri importante și urgente. Astea sunt problemele vieții noastre. În cadranul 2 însă sunt lucruri importante și neurgente, nu? Aici se petrece pregătirea noastră. Pregătirea noastră. Dacă ați putea lua imaginea, că imaginea intră peste albastru de acolo, pregătire. A, așa, thank you. Acolo se petrece pregătirea noastră în cadranul 2. O să revin imediat să vedeți, pentru că acest cadran al doilea este, de fapt, cel mai important din, din viața noastră și ar trebui să ne focalizăm pe el. În cadranul numărul 3 uh, sunt lucruri neimportante și urgente, nu? Uh, aici, dacă vrei să fii popular, stai în cadranul ăsta. Nu răspunzi la toate telefoanele, nu e important, dar vorbești cu mătușa, cu unchiul, cu mărioara... cu. Absolut toată lumea, ok? Uh, lucruri urgente, dar nu sunt importante absolut deloc. Și ultimul, uh, unde sunt plăcerile noastre, lucruri neimportante și neurgente. Asta ne plac, ne mai pomenit, nu? Nu e important să mergem la pescuit, așa? Nu e urgent, dar ne dăruim... Stăm la televizor, stăm în fața ecranelor, stăm pe iPod, iPad, uitați-vă ce se întâmplă cu noi. Mergi undeva, a, am fost în Spania, am fost în Spania în misiune cu un grup de tineri, dimineața coboram toți din camerele de hotel în hol. Ce credeți că se întâmpla? Toți stăteam de vorbă, cum ai dormit? Nimic, toată lumea cu capul în ceva. Culme, domnule, veneau toți la întâlnire, dar nu vorbeau unii cu alții, pentru că toată lumea era cu capul în telefon. Același lucru se întâmplă în aeroport, același lucru se întâmplă în avioane, peste tot unde se duce, oamenii se cu capul în ceva. Credeți că sunt importante lucrurile alea? Credeți că sunt uh, urgente? Nu! No! Nici urgente, nici importante. Asta mănâncă enorm de mult din viața noastră. E bine, vreau să subliniez că ar fi foarte important să petrecem cât mai mult timp în cadranul ăsta al doilea, pentru că aici sunt lucruri importante, dar neurgente. Este importantă rugăciunea în viața noastră sau nu este? Este? Sunteți de acord toți cu ea, așa? Atunci, de ce nu practicăm? Pentru că nu e urgentă, nu e așa? Nu e urgentă. Poți să o faci oricând. Frate, te poți ruga oricând. Ia, sigur că da. Dar în moment ce mi-ai spus teoria asta, eu nu cred că te rogi deloc. Tu deja ai elaborat o scuză pentru lipsa acestei activități importante din viața ta, care ne fiind urgentă, poți o să o faci oricât. Lasă că la biserică mergem după masă. Lasă, să doarme așa bine duminică dimineața, domnule, Cred că e, e, ne mai nemaipomenit. Rozav. Mergem noi duminica viitoare. Lasă că ascultăm noi altă. Dar... Cineva mi-a spus, băi frate, dacă eu vreau să aud o predică bună, mă uit pe internet, domnule, nu vin aici să te ascult pe matale. Yeah, that's true. Yeah. Dar mie e -e foarte greu. Așa să te o necredincios, domnule. Am eu uh, fluturi ăștia Nu pot să-mi imaginez că ăsta stă acasă așa și la ora nouă deschide internetul. Păi el ascultă pe Pustan, îl ascultă pe Bărbosu, păi mă ascultă predica lui Lazar Gog. Man, I don't believe that. Don't tell me that. Cred că sforei de numa-numa la ora aia. Ok? O fată mi-a scris o dată la un bilet la un vol că dacă ea vrea o predică bună și o ia de pe internet. Good luck! Eu nu știu dacă... Iar îmi vine mie așa greu să cred, iară sau așa am puțin mai păținat. Dacă ar avea e curajul să ne arată pe unde pe internet. <laughs> Că dacă ar fi citit măcar o singură predică de pe internet, n-ar fi scris un în asemenea însemnă bilețel. Nu? petreceți cât mai mult timp în cadranul acesta al doi. Aici are loc creșterea ta spirituală. Aici are loc pregătirea ta pentru viața, pentru viața ta spirituală, în cadranul numărul 2. E acțiunile alea care sunt foarte importante, care sunt importante, dar care nu sunt urgente. Și concentrează-te pe ele. Stai în cadranul acesta. Roagă-te, citește Scriptura, mai citește o carte, mai cumpără și celelalte cărți autorului. Eu am ajuns că nu mai citesc cărți, citesc autori acum. Când găsesc pe unul, citesc toate cărțile. care că le-o scriți, până mă, mă mut la altul. Investește în cadranul 2. E urgent? Nu e urgent deloc. Dar e important. Este. Ceea ce ești să pregătește și ceea ce vei deveni să pregătește în cadranul 2. Dar noi trăim tirania, tirania urgenței, așa? Tot, tot timpul fugim la ceva urgent. E urgent, trebuie să mergem, trebuie să ne ducem. Ar chiar așa să fie? Tirania urgenței, urgențele ne omoară, lucrurile urgente. Veți observa că toate lucrurile astea urgente de obicei nu sunt foarte importante. Nu toate sunt importante. Lucrurile importante... Uneori nu sunt urgente, dar sunt extrem de folositoare, extrem de importante. Petreceți timp în cadranul numărul 2. Vreau să închei cu un verset extraordinar pe care l-am găsit. Ieremia 2 cu 32. Poate n-ați observat versetul ăsta. Este așa un of al lui Dumnezeu. Zice, își uite fata podoabele sau mireasa brâul, dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr, spune Dumnezeu. O fată când se pregătește să meargă în oraș, își uită podoabele, își uită cercei, lănțișoarele, fardurile, nu. genele false. <laughs> <laughs> Băieți, aveți grijă cu cine vă însurați. Că poate după ce vă căsătoriți dispar fardurile și lucrurile false. Nu? Dar poporul meu m-a uitat zile fără număr. Fără număr, zile fără număr. E îngrozitoare afirmația asta. Ultimul lucru care vreau să-l menționez din psalmul 50, versetul 15, să discutăm puțin despre Dumnezeu și dificultățile prin care trecem în viață. Psalmul 50, versetul 15, Chiamă-mă în ziua necazului și eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Pune pe Dumnezeu primul în vremea de necaz. În vreme de necaz, rugăciunea ar trebui să fie prima opțiune și nu ultima soluție. Nu ultima soluție. Ne rugăm până după ce am încercat toate medicamentele, până ce ne-am dus la toți doctorii. Atunci o oh, hai, să, hai, să, hai să ne rugăm, hai să mergem la Domnul, hai să scrim un bilet la Amvon, hai să solicităm biserica. De ce Dumnezeu este ultima soluție? De ce? Nu ar trebui să fie prima opțiune? N-ar trebui să-l punem pe el pe primul loc atunci când vine necazul? Pune-l pe Domnul primul în ziua necazului. Când Domnul e pe primul loc, încetăm să ne mai îngrijorăm. Încetăm să ne mai îngrijorăm. Câteva concluzii cu care vom termina predica din seara aceasta. Concluzii. Numărul 1. Locul întâi din viață îl va ocupa Dumnezeul căruia îi te, îi te vei închina. Știți asta? Locul 1 din viața ta îl va ocupa Dumnezeul căruia în fața lui te vei închina restul vieții tale. Pe cine vrei să pui acolo? Dacă nu stă Dumnezeul cel adevărat pe primul loc, o să te închini obiectelor, o să te închin ideilor, o să te închin oamenilor, o să te închin relațiilor, o să te închini partidelor politice, ideilor economice, filozofice și așa mai departe. Pune-l pe Dumnezeu pe primul loc și atunci te vei închina Dumnezeului acelui adevărat. 2. Dă Domnului zeciuială și lasă-l pe el să se, îngrijor, să se îngrijească de tine, de restul, ai încredere în el că o să-ți poarte de grijă și o să te descurci cu alea 90% din ce rămâne. 3. Nu lăsa distracțiile și interesele să ia locul lui Dumnezeu. Chiar dacă ești tânăr, o să îmbătrânești. Nu lăsa distracțiile să-ți ocupe duminicile locului Dumnezeu, Locul bisericii, locul Bibliei, locul în rugăciunii, să pui distracțiile, o să te nenorocească, o să, o, să, o să te uh, termine din punct de vedere spiritual. 4. Nici o relație nu poate înlocui pe cea cu Dumnezeu. Poate să fie cea mai frumoasă din lume, poate să fie cel mai bogat de la Hollywood, poate să fie cel mai președinte de la Casa Albă. Oamenii te vor dezamăgi. Idolii îi înșeală pe închinătorii lor. Nu lăsa ca toate celelalte relații din viața ta să înlocuiască pe relația ta cu Dumnezeu. 5. Cum îți folosești timpul? Ai loc pentru Dumnezeu în agenda ta zilnică? M-aș bucura că măcar asta să faceți începând de mâine, să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc în agenda zilnică. Nimic fără Dumnezeu. Nu începe nimic fără El. Începe cu rugăciune. Caută-L pe Domnul. Citește în cartea Lui. Fi preocupat de întâlnirea cu El. Dacă nu poți să dormi noaptea, fă ca mine. Eu consider că atunci când nu pot dormi noaptea, Domnul mă trezește să mă rog. Rugați-vă dacă nu puteți dormi noaptea. Ok? 6. În vreme de necaz, Dumnezeu este prima soluție sau ultimul resort, resort? Când nu mai funcționează nimic, când nu te mai vrea nimeni, când te dau afară spitalele, când nu te mai angajează nimeni, când nu te mai vizitează nimeni, cum zicea cineva, mă, nici martorul Jehova nu mai vin pe la mine. <laughs> Atunci apelez la Domnul, nu? Atunci eu cred că ar fi bine să te duci prima dată la El și vei vedea că ai frați, ai comunitate. Știți că singurătatea este lucru care ne va aștepta la bătrânețe pe fiecare dintre noi? Știți că singurătatea este un, un monstru îngrozitor? Un e teribil. O să aveți de face cu el. Dacă nu stați acum aproape de Domnul, și nu vă implicați în Biserica Lui Dumnezeu la bătrânețe, va fi teribil, va fi groaznic. Nu, nu veți avea pe nimeni. Domnul ți-a dat familie. Dacă familia se duce, este familia mare a Bisericii, vei avea frați și surori în Domnul. Nu o să fiți singur niciodată. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez în seara asta, când Dumnezeu nu este prioritatea ta numărul unu, în finanțe, de exemplu, în interese, în relații, în agenda ta zilnică, atunci în cazuri, atunci te vei îngrijora tu singur pentru ele. Atunci nu o să doar noaptea din pricina finanțelor, din pricina intereselor, din pricina relațiilor, din pricina timpului pe care nu-l mai ai și nu știi ce să faci cu el. Și din pricina necazului, ne te lasă Dumnezeu să le duci singur, te lasă Dumnezeu să te îngrijorezi tu de ele. Dar când Dumnezeu e pe primul loc în viața ta, atunci cuvintele Mântuitorului spun așa, aruncați asupra mea toate îngrijorările voastre, nu? Și Dumnezeu va purta de grijă de voi. Ca familie sunt convins că traversați și Traversăm timpuri grele. Nu, nu este ușor. Nu știm ce se întâmplă cu copiii noștri în școli, pentru că e un alt sistem, ei cresc, au nevoi tot mai mari, lumea se schimbă sub ochii noștri, moralitatea acestei societăți este în degradare continuă. Suntem familii îngrijorate. Puneți-l pe Dumnezeu pe primul loc și el va purta de grijă de, de voi și de îngrijorările voastre. Țin minte și probabil că n-am să uit tot restul vieții mele. A fost prima zi când am plecat de la vechea biserică. Unul dintre cele mai grele momente din, din viața mea m-am trezit în stradă. Perspectiva să-mi pierd casa. Acum, de, de reputație nu m-am îngrijit niciodată în viața mea pentru că. Știu cine sunt și ce am făcut, și știam că Dumnezeu m-a portat de grijă și mi-a portat. Dar acum, dintr-o dată, m-am văzut foarte amenințat. Știți cine a venit primul la mine să mă mângâie, Charlie, cățelu. I-am dat un trit, l am luat în brațe, m-au dat lacrimile și a zis, Doamne, Dumnezeule nu o să ai grijă de mine, cum am eu grijă de Charlie, nu? I-am promis lui Charlie în momentul ăla că o să am grijă de el tot restul vieții și nu o să ducă lipsă în casa mea. Dar m-am simțit în momentul acela ca și cățelul ăsta în mâna lui Dumnezeu și am zis, Doamne Dumnezeule, așa cum eu port de grijă la animalul ăsta, eu sunt convins că o să-mi porți de grijă și mie. Și mi-a purtat. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta și vei vedea că știe, poate și vrea pentru că te iubește. Amin.